O vară între holeră și COVID, autoritățile sanitare sunt în alertă în Republica Moldova, unde s-a descoperit pe o plajă de pe malul Nilului, de pe malul Nistrului, mai ales, vorbim despre Republica Moldova, o bacterie extrem de periculoasă. Doamna Carmen Dorobăț, doamna doctor Carmen Dorobăț, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamna doctor! Vorbim despre holeră. În anul 2022 pare complet anacronic. Cum e posibil? Bună ziua! Nu știu dacă trebuie să folosim cuvântul anacronic. În momentul în care avem perioade în care nu mai ținem seama de condiții de igienă, în care apare un grad de promiscuitate și în situația nefericită în care se află zona de la estul țării noastre, pot fi astfel de scăpări în ceea ce privește viața noastră de zi cu zi, da, poate apare holera, care este, din fericire, o boală bacteriană și spun din fericire, pentru că în felul acesta poate fi imediat administrat antibiotic și în felul acesta sursa de infecție este rezolvată. Iar, pe de altă parte, fiind o boală cu transmitere digestivă, telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că nu se va transmite ușor, cum a fost în pandemie valurile cu SARS-CoV-2, ci fiind o boală cu transmitere digestivă, este vorba de un număr mai mic de persoane ce pot fi afectate la o sursă de infecție. Doamna doctor, avem în apropierea României acest posibil focar. Cum se transformă? Putem vorbi despre un focar? Cum poate deveni un focar? Da, probabil că în zona respectivă vorbim de la un focar, din câte știu eu, este vorba de apă contaminată și apa contaminată poate fi o sursă pentru persoane care consumă apă din zona respectivă sau fac baie în apa respectivă, pentru că apa intră, poate chiar fără să vrei, în nară, în gură. Ei, așa sunt lucrurile, da, poate fi vorba în zona respectivă de un focar, dar să nu înțelegem că aceasta se va răspândi cu repeziciune spre granița noastră. Fără îndoială că trebuie să fim atenți la tot ceea ce înseamnă condiții de igienă, dacă ne vom duce în zona respectivă cu atât mai mult, iar persoanele care trec de acolo granița spre noi, trebuie să prezintă o stare de sănătate bună. Avem destul de multă îngrijorare în Europa Occidentală, acolo unde în Germania, de exemplu, numărul cazurilor de COVID a atins 100.000 pe zi. Am auzit și în România autorități sanitare care atrag atenția în legătură cu o creștere a numărului cazurilor de COVID. Trebuie să fim din nou pe poziții, doamna doctor, în ceea ce privește COVID-ul? Nu trebuie să fim pe poziții, nu trebuie să uităm că el există. Și noi, infecționiști, am spus întotdeauna că o pandemie nu se sfârșește brusc cum a început. Pandemia va mai exista cu momente de respiro, cum de regulă este în sezonul cald, însă, categoric, în momentul în care avem de-a face cu aglomerații, în momentul în care avem de-a face cu persoane care tușesc, care strănută, este bine să evităm și categoric în spațiile închise cu risc să purtăm mască. Să purtăm mască în condițiile în care, după cum spuneam, 100.000 de cazuri de COVID pe zi în Germania, la noi câteva sute, ne putem aștepta la o creștere a numărului de cazuri? Datorită mobilității populaționale care este inerentă în această perioadă de timp și trebuie să recunoaștem că este vacanță și trebuie să ne bucurăm de vacanță, da, putem să asistăm la o creștere a numărului de cazuri, dar din nou spun aceasta, nu trebuie să reprezinte o panică, ci pur și simplu trebuie să ne aducem aminte că în anumite momente putem avea în jur contacți care au această infecție și dacă vrem, putem să ne și păzim. Mulțumesc foarte mult, doamna Dorobăț, pentru intervenția dumneavoastră. Foarte interesantă observația doamnei doctor. Focarul de holeră se poate dezvolta și din această sursă de apă contaminată, apă infestată. Vă reamintesc că un focar de holeră a fost descoperit pe malul Nistrului, în Republica Moldova.